Bună ziua, oameni frumoși și bine v-am regăsit! Astăzi am revenit cu etalarea dragostei pentru următoarele două săptămâni, 1-15 decembrie 2020, pentru Zodia Berbec, ascendent, lună în Zodia Berbec. Această etalare este valabilă și pentru aceia dintre dumneavoastră care aveți descendentul luna Berbec. Și haideți să vedem. Dacă doriți o etalare personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520. Iar dacă doriți și vă face plăcere să-mi lăsați un like, un coment, să vă abonați sau să deveniți membri acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc în suflet. Vom vedea tema principală. Da, energia principală pentru aceste două săptămâni. Ce aveți de învățat dumneavoastră, ce va crește în intensitate și voi extrage o carte, bineînțeles, și pentru aceia singuri. Așa, și pentru cei singuri. Nu, au căzut două, haideți să vedem, doar una am nevoie pentru că oricum voi explica mai târziu. Vom începe cu tema principală, să vedem și avem un 5 de cupe. Multă tristețe văd aici la unii dintre dumneavoastră. Ați trecut printr-o despărțire, încă regretați o anumită persoană care a fost în viața dumneavoastră. Nu reușiți să acceptați o anumită situație. Da, vă este foarte dor de cineva. Văd că unii dintre dumneavoastră aveți tendința să trăiți în amintiri. Și foarte multă instabilitate. Probabil și din cauza că se apropie sărbătorile și vă doriți foarte mult să petreceți această perioadă cu o anumită persoană. Aici apare foarte multă instabilitate, lipsă de sentimente, de implicare, de comunicare și exact cum v-am spus, tendința de a trăi din amintiri. Puteți avea de-a face cu semne de apă, rac, scorpion, pești, dar și cu semne de pământ, aur, fecioară, capricorn. Să vedem care vor fi provocările în dragoste, așteptarea aceasta. Este nevoie și de luarea unei decizii. Vedeți că aveți tendința unei dintre dumneavoastră să luați o decizie în grabă și nu este tocmai potrivit. În alte situații, provocarea ar fi să vă vedeți de viață, să nu mai așteptați niciun semn de la o anumită persoană, dar într-adevăr, provocarea este destul de grea. Oricum ar fi, trebuie să vă decideți ce vreți să faceți, să mai așteptați, poate vă dă un semn această persoană sau să vă vedeți de drum și poate să cunoașteți pe altcineva. Văd și semne de aer, gemeni, balanță, vărsător, dar și semne de foc, berbec, leu, săgetător. Aici nu vă veți mulțumi cu jumătăți de măsură și pe lângă aceste lucruri vedem și o anumită răceală în anumite relații. De aceea este nevoie de perseverență și răbdare. Nu vă grăbiți în luarea deciziilor, dar nici în acțiuni, în general, da? Luați lucrurile cu calm pentru că se vor așeza exact așa cum trebuie. Poate asta este provocarea pentru dumneavoastră, răbdarea, de care aveți nevoie în următoarea perioadă, pentru a face lucrurile să evolueze așa cum vă doriți. Lecția dumneavoastră sau ce aveți de învățat în perioada aceasta, trebuie să vă eliberați de anumite tensiuni, vorbim și de niște noutăți, vești, informații care vor veni la dumneavoastră, veți afla adevăruri, veți afla de o trădare, lucru care o să vă provoace un pic, e ca o greutate pe sufletul dumneavoastră, aici trebuie să vă vedeți propriul interes. Și interesul dumneavoastră în aceste două săptămâni este să vă vindecați sufletul, să
Lăsați în spate ce este de lăsat și să vă vedeți de drum. Avem în continuare semne de aer, gemeni în balanță vărsător, dar și semne de foc, berbec, leu, săgetător. Deci trebuie să vă vindecați lecția, dar trebuie să treceți peste o trădare, peste o minciună, peste o falsitate. Aici însă cred că vorbim și de relații de trio, pentru că apar certuri din cauza unor îndoieli. Cum că ar mai fi cineva în relația aceasta? În alte situații puteți fi siguri că da, într-adevăr mai există o a treia persoană și aici trebuie să luptați cu aceste provocări, trebuie să duceți această greutate până la capăt, oricum nu mai este mult și apoi urmează vindecarea aceasta frumoasă pentru că aveți parte și de multe binecuvântări. Urmați-vă interesul, încercați să aflați lucrurile ascunse, oricum unele dintre acestea vor ieși la iveală, de aceea probabil o să vă dea mari bătăi de cap. Lecția celeilalte persoane. Văd multă neseriozitate la această persoană. Declară dragostea cu foarte multă ușurință. Și aici știți ce se va întâmpla? În trecut, până să fie cu dumneavoastră, exact cum v-am spus, și-a declarat dragostea într-un mod foarte... Deci venea de la sine așa, se juca cu aceste cuvinte sau cu aceste sentimente, nu veneau din suflet. Acum s-a îndrăgostit în adevăratul sens al cuvântului de dumneavoastră și aici este lecția acestei persoane. Pentru că nu se mai poate juca, acum s-a întors roata. Și apare foarte multă nehotărâre. Această persoană are foarte multe dubii în legătură cu ceea ce simte. Nu-i vine să creadă că a ajuns să se îndrăgostească pentru că vorbim de foarte multă abundență și vă va declara dragostea. Poate fi o persoană în semnul zodiacal rac, dar nu exclud nici scorpion, pești. Foarte multă, foarte multă comunicare care va veni în abundență, vor fi discuții și serioase, dar și discuții mai puțin serioase. Pe lângă aceste vorbim și de niște schimbări foarte palpitante, aș putea spune, sau niște situații imprevizibile care o să vă placă, să știți. Bun. Haideți să vedem ce va crește în intensitate, în dragoste, în perioada aceasta, în intervalul acesta. Vă simțiți foarte trădați. Aici, oricum ar fi, veți ajunge la un sfârșit. Deci mai rău decât a fost până în momentul actual, nu va mai fi. Aici se va încheia un capitol foarte dureros pentru unii dintre dumneavoastră. Veți vedea luminița de la capătul tunelului. Vedeți, aveți din nou judecata. Vorbim de o binecuvântare, de o eliberare și de... Răsuflați ușurați în urma unei situații foarte încordate, foarte greu de dus, multă trădare, multă minciună, poate și certuri sau jigniri, ajungeți în punctul culminant. Dar aici v-am zis, mai rău de tot nu va mai fi, se lasă, se așterne liniștea și chiar veți avea parte de foarte multe reușite. Această vindecare, această eliberare va crește în intensitate și vă îndreptați spre o reușită foarte mare, atâta timp cât veți încheia capitolele care nu vă mai aduc nimic bun, nu vă mai satisfac sau nu vă mai împlinesc. Din punct de vedere romantic și intim, avem șasele de monede. Există un echilibru aici, dar tind să cred că vorbim și de relații de trio, fără doar și poate, pentru că vorbim de foarte multă amăgire, foarte multă iluzii. Probabil aici vorbim de prieteni cu beneficii, da? Sau nu se întâmplă nimic mai mult decât intimitate, adică aveți relații intime, dar nu și sentimente serioase, sincere, sau nu o relație exact așa cum ar trebui. Poate fi o vorba de o relație ascunsă, care se consumă exact cum v-am spus, doar din punctul acesta de vedere intim. Pentru că aici, da, vorbim de foarte multă intimitate, dar și de foarte multă amăgire. Situații foarte complicate.
pentru că aici cu siguranță vorbim de relațiile de trio. Iar pentru aceia singuri dintre dumneavoastră pot apărea oportunități. Poate apărea o persoană în viața dumneavoastră, dar nu sunteți foarte siguri. Aici am uitat să specific faptul că puteți avea de face cu semnul pești care predomină, dar nu exclud scorpion rac. Mai avem semne de pământ, aur, fecioară, capricorn. Iar pentru dumneavoastră, cei singuri, avem clar un semn zodiacal taur și gemeni. Veți cunoaște pe cineva, mai durează puțin într-adevăr, pentru că este un proces foarte lent. Mai întâi va trebui să aveți încredere unul în celălalt, oricum vorbim și de o alegere. Unii dintre dumneavoastră veți cunoaște o persoană care este în prag de divorț sau o persoană divorțată. Alții dintre dumneavoastră puteți cunoaște o persoană căsătorită sau din altă țară, altă naționalitate, da, sau altă religie. Pentru că aici văd, da, tendința aceasta de a întâlni o persoană care este deja într-o altă relație. Pe de altă parte, apare nesiguranța, neîncrederea, amânarea unor decizii când vine vorba de dragoste. Vă este teamă probabil să iubiți. Aici vorbim și de o lecție foarte prețioasă, vorbim și de energii de suflete pereche. Răbdare trebuie să aveți pentru că rezultatul sau rezolvarea va veni, dar într-un mod un pic mai lent. Probabil nici dumneavoastră, unii, nu toți, nu sunteți foarte pregătiți să acceptați un suflet nou în viața dumneavoastră. Poate de aceea va trebui să mai așteptați puțin. Vă trebuie mai multă credință și cu siguranță vă veți întâlni sufletul pereche. Cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și vă doresc tot binele din lume. La revedere!